Bună ziua, dragi prieteni, eu sunt Timo PC și acesta este un videoclip, adică n-am făcut până acum un videoclip în genul ăsta. Azi vom vorbi despre un caz. Este o persoană la mine pe server numit Origami Devil care a fost și încă este hărțuit de un copil, să zicem, de 19 ani, care nu o lasă deloc în pace, îl urmărește în continuu, i-a luat numele real și datele lui personale, numele familiei și le folosește ca și cum s-ar da drept el. Și-a făcut o grămadă de conturi de Discord, o grămadă de conturi în care l-a înjurat, nu s o grămadă de chestii. Intervine și poliția în chestia asta, însă vă spun acum că și poliția intervine, dar nu o să zic eu acum prea multe detalii. Am făcut un interviu cu Origami Devil și o să vă explice el toată povestea lui de la început, după aia o să vin eu cu ce s-a întâmplat, gen la mine, pe Discord. Așa că vă las videoclipul cu interviul lui. Că bun, suntem aici cu domnul Origami, care... Neața! <laughs> Neața cu anime profile, <laughs> care... Ca de obicei. Ca, ne ai povesti mai multe chestii, deci dacă vei, domnule Origami, să povestești, poți să spui acum tot ce simți pe sufletul tău. Păi, hai să-ți spun cum a început treaba cu domnul Open Lightning. Acum vreo 90 luni pe un server de Discord. Cel server de Discord era totul legat de anime-uri și jocuri în Și la un moment dat intră acest individ la noi în comunitate, și părea normal la început. După vreo o săptămână, două, a început efectiv să ne spameze cu lucruri despre GTA și Rockstar. Efectiv, nu puteam să discutăm absolut nimic pe general, cu omul meu, venea total random și ne spunea ce s-a întâmplat nou în GTA. Și eu pe atunci eram moderator și a început uh, să deranjeze foarte multă lume. Și am spus că dacă nu se calmează, îl dau afară după server, fain frumos. În... Într-o săptămână așa, după ce am venit de la muncă, am văzut că efectiv să certa cu toată lumea. Discut un pic cu el. Iar am discutat, a zis că se potolește, peste o oră văd că iar se ceartă. I-am zis, ok, îl dau afară. L-am banat. Ce crezi că se întâmplă peste vreo câteva zile? Salut. Ei bine, omul meu vine frumos, cu un cont cu numele meu. Gen, numele tău, gen, sau numele Origami? <laughs> uh, prima dată a fost uh, cu numele meu, Origami David. Ah, ok, ok. Avem o cameră în care erau toți, toate persoanele care veneau, gen, intrau pe server. Mă uit așa, văd Origami, zic, băi, ia te bă, am intrat pe server, băi, ești nebun, ce întâmplare? <laughs> Vă că spamează pe chat cu ceva poze cu uh, poza mea de profil, gen. Și mă trezesc cu un mesaj de la owner-ul Uh, serverului, că ce s-a întâmplat, că de, de ce fac spam și chestii de nu. L-am luat pe un voice și i-am explicat toată faza, că nu sunt eu. Și văd a doua zi vreau trei conturi cu numele meu pe server Spamau Zic ok, ba îi bane și pe aia Cred că e trecuse vreo două ore De când am dat persoanele alea afară Intră o persoană uh, pe server cu numele meu adevărat Mă, uita mă uitam așa la mesajul ăla cu bun venit Și era ceva de genul Ok, poate da, am un nume destul de comun Poate că mai se numește cineva așa Și la o oră distanță Văd că omul ăla începe să spameze Și atunci am zis Ok, hai să discut cu el să văd cine e omul ăla nu știa să scrie. la afară faptului că nu știa să scrie, omul ăla decât mă înjura. Nu mai am numele meu adevărat, nici pe YouTube, nici pe Discord, nici pe nimic. Și stau așa un pic să mă gândesc. Și când văd, a, am un link la contul meu de Facebook. A, așa a tot numele. E ideea că eu nu mai am Facebook. Dar problema e că linkul acela rămâne. Am înțeles de unde mi-a aflat numele. Dar mă gândeam așa, mă, cum aflu ce persoană e? For no fucking reason și no sense, omul ăla a început să mă înjure despre anime-uri și explicit despre anime meu preferat care este Data Live. cu ce persoane am discutat eu despre Data Live? Cu vreo două persoane care nu erau pe server, deci nu aveau nicio treabă, și cu Open -lining. Ok, înseamnă că Open chiar uh, n-a avut ce facem. Și la o lună după toată treaba asta, deja am obișnuit să-mi am DM-ul plin de mesaje și înjurători, mă trezesc cu un mesaj de la un prieten care mi-a spus în felul următor, bă, știi, știi pe un Open Lining? Sau, stau așa, mă gândesc, zic, e clar și asta a avut o Min cu el, la care îmi dă vreo 3 sau 4 screenshot în care l-a înjurat și pe el. Și așa a început să agreseze deja două persoane. Să zic chiar o lună în care și eu și prietenul meu ne trezeam mai cu și cu chestii de genul. Văd că apare o, poza de profil a unei persoane din staff. Nu știu cum i-a găsit instagram sau Facebook-ul sau ceva unei persoane uh din staff. Și clar îl banăm și pe acolo. Omul ăla își făcea conturi, conturi peste conturi, înjura persoanele din alte staffuri, din alte servere cu care avem noi parteneriate. Multe persoane nu mai discutau așa de ok cu noi. La care domnul Oplining a câștigat și datura asta și am zis ok, hai că facem altfel. Uh, am luat contact cu o comunitate pe unde știam eu și un prieten că își face veacul acest individ. Acele persoane ne-au spus că omul meu le face chestia asta din 2020. Deci, de cel puțin 2 ani, Omul ăla de de agresează anii. persoane în continuu. Norocul nostru a fost că omul meu s-a apropiat cât de cât de o persoană din comunitatea aia. Și el a reușit să facă roz de numele lui complet, nu o să-l zic pentru că motive evidente, de o poză cu el și kind of adresa de unde stă. Dacă nu se potolește, eu aș face mai bine să mă duc la poliție. Efectiv, foarte multe persoane, am ajuns la un număr de 20 de persoane, care sunt agresate zilnic de această persoană. Am mai stat, cred că vreo o lună sau două, și văd că mă trezesc cu bine în acea după o lună, mi-am reactivat DM-urile și cererile, pentru că aveam nevoie ca persoanele nou venite pe server să mai dea mie ad. Și văd că îmi dă o persoană, cerere cu numele și cu poza de profil al lui Și efectiv, am rămas prost! Nu, nu, știam ce căcat să zic sau să fac. Efectiv, am rămas blocat două minute și mă întrebam și în momentul ăla am vrut să văd ce zice. Am văzut că începe să mă jure și rahaturi de genul, după un cont fake, cu numele și poza lui taică meu. Și am zis, ok, m-am enervat, mă duc eu frumos așa, am strâns destul de multe screenshot-uri și de mult, destul de multe conversații și am zis, ok, mă duc frumos la poliție. Nu sunt sigur de ce o să se întâmple, dar zic, mă duc. M am dus frumos la poliție, am vorbit cu un polițist care a fost super de treabă. După ce a văzut toate chestiile astea, a zis că, da, am putea să facem ceva. I-am dat numele complet, aparent. Am avut noroc că există o singură persoană în România, pe care o cheam așa. Cât de unic să fii, să fii singurul cu numele ăla din România. Aparent, <laughs> da. Și m-a chemat încă o polițist și mi-a arătat o poză cu el și că ăsta e. Da, perfect. Și, m și mai multe chestii o să aflați în partea a doua. Ah, uh, da, 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 da. m-am prins, m-am prins. Deci, ok, m continuat să înțeleg chestia asta. E o țără curios. acum să vedem faza de la mine de pe server, de când ați intrat și tu și cum v-au la mine pe server, gen... Știu aici. că mă plictiseam pe YouTube și am văzut că ai postat un videoclip ăla, că după mult timp și de revenirea ta. Uh -huh. La ceva timp, am văzut că ai făcut serverul Discord, am zis să intru și eu. Am intrat acolo, era tot ucil, era totul frumos. Pe un live de al tău, am văzut că este și el. Nu mi-am dat seama din prima, dar mi-am dat seama după ce a apărut un cont cu numele meu. Gen numele meu adevărat. Chiar întrebare, el mă știe, gen? El mă știa sau din cauza ta mă afla oarecum? Sincer îți spun, habar n-am. Efectiv, omul ăla s-a băgat în atâtea comunități doar ca să mă facă pe mine de râs, între ghilimele, pentru că să spamezi pe care e numele meu adevărat Nu cred că mă face drâns pentru că e fucking numele meu A intrat în foarte multe comunități din cauza mea Și aparent una din ele a fost și a ta. Am văzut că începe să fie activ, nu știu ce și Am zis că bă, poate în comunitatea asta nu face ce a făcut în comunitatea precedentă A început și aici să spameze și să creeze conversații fake aparent Teoretic cam asta a fost Practic vedem cam ce urmează, și mai ales că la un moment dat a fost implicată și o fată. Fata aia avea la descrierea Discordului. instagram și Facebook-ul ei. Omul ăla a fost atât de idiot, că altfel nu am cum să-i spun. I-a luat efectiv pozele pe care le avea pe Instagram, a luat pozele ei după Instagram, și a făcut conturi fake pe mai multe platforme gen, adică pe YouTube, trovo, pe... Discord și am o impresie că au fost și au fost niște conturi fake de Instagram. N-am înțeles absolut deloc ce s-a întâmplat de atunci, pentru că fata aia era foarte timidă și n-a vrut să se bage în certuri și chestii de gen. Și... și am o impresie că nu a mai continuat cu ea, pentru că nu a mai văzut vreun cont de genul. Ok, mulțumesc foarte mult, Origami. O să te -a... Cu plăcere! <laughs> cu plăcere! <laughs> Deci, uh, cred că ați învățat cam cine este acest Open Lighting și cine este Origami Devil. Am cum am să vă spun partea mea din poveste care se rezumă pe mine și pe el și pe ce a fost la mine pe serverul de Discord acum uh, o săptămână, să zic. Practic, când a intrat Origami la mine pe serverul de Discord, a intrat fiindcă noi un abonat vrea să mă vadă, să vorbească cu mine, am și vorbit și ne-am și jucat, acum mi-aduc aminte. Vă că și acest Open Lighting l-a urmărit la mine pe server, cum a spus el, l-a urmărit și a intrat pe server la mine, Noi eu nu știam atunci cine e la punctul ăla. Am început pe niciun motiv să vorbească de Origami Devil, probabil că aveți acum poze pe videoclip. Uh, cum că Origami Devil ne bărfește pe alte servere, că ne vorbește de rău, că să nu avem încredere în el. Noi ne simțeam ciudați, fiindcă chestiile astea veneau efectiv de nicăieri. Veneau de nicăieri chestiile astea. Am început să întrebăm, care e faza de, de ne bârfește? adică ne bărfește, ai vreo dovadă? Și -o zis că da, are o dovadă și eu trimis dovada la un prieten de-a meu. Poza care eu trimis-o sincer, era photoshopată. Evident, era o conversație, mi se pare că cu el sau cu un con de a lui fake și origami devil care vorbeau și într-o dată o photoshopat, că în loc de textul o origami au scris text real squeak, adică o persoană de pe server este pro sau gay și nu avea niciun sens și se vedea că e photoshopat, fiindcă textul este mai jos față de celelalte mesaje, se vede că e photoshopat. Și noi am văzut chestia asta și am zis că coa este fake și ca e treaba ta cu el și origami. Nu ce mai vorbea de origami atunci, dar după o intrat încă un origami de vii pe server a intrat altul cu numele lui și eram uh, de deci ce a intrat încă cineva cu numele lui Origami se devil pe și l-am întrebat pe Origami, logic, să văd care e situația. Atunci am, am vorbit un pic el cu mine de chestiile astea, a intrat pe confă și mi-a spus cam toate chestiile care le-au spus el în interviu, că cine este Open Lighting și cum îl hărțuiește de nu știu cât timp și că nu o lasă în pace și că așa face el întotdeauna. Dar după ce am aflat chestiile astea, i-am dat o amenințare că dacă te mai iei de cineva, mai hărțuiești persoane sau pe Origami Devil, o să-ți dau ban pe, de pe server. Deja am dat ban pe contul Origami Devil, gen ăla care o intrat el și am zis că -i dau ban și pe ăsta dacă mai continuă. După ceva zile au început iară să se ia de Origami, iar a început, au început să ia și de doi prieteni de mei și atunci când am văzut ce făcea, a că e prea târziu, îi dau direct ban și îmi pare rău cu aia, dar dacă n-ai mesajul, atunci ban fără motiv, fără discuții. Și au început să vorbească cu tot cu acești doi prieteni pe DM-uri, s-au băgat omul, open lighting, s-au băgat pe DM-uri să-i înjure, să vorbească cu ei și efectiv că s-au băgat toți într-un DM și acum puteți vedea poze sau au certat, sau au înjurat, nu știu ce am mai făcut și au bătut pula unul de altul. Și după chestiile astea, uh, s -o cam am terminat cu ban, open lighting și -o la bani de la prietenii ăștia mei doi, dar o trecut zilele și se pare că aparent am fost acum și eu implicat în asta, eu care stăteam cu durere în bulă și nici un păsat, am apărut și eu implicat, se pare că acum o moare ceva și cu mine și mă posta pe site-uri de știri conspirații.info, un youtuber pe nume Timo PC își bate joc de comunitatea sa, o amenință și injură. Mi-a pus și link-ul de la canal acolo. Tu îți dai seama mă, ce face asta? nu-ți dai seama ce ajunge omul să facă. Și eu mai făcut și un site. Asta m-am făcut cred că au făcut efectiv un site unde o scris iar aceeași chestică, YouTuber care își amenință comunitatea și își bate joc de ea. Un YouTuber pe nume Timo PC își hărțuiește comunitatea de pe toate rețelele sociale și își bate joc de ea. Hai serios! Hai serios! Eu hărțuiesc! Nu cineva care ia numele real de la persoane sau numele de familie și se poartă drept ele și hărțuiește pe alții. Dar să fac un video despre chestia asta fiindcă nu-mi place oricum ce văd. Am fost și eu implicat în chestia asta și am vrut să vorbesc un pic să vă arăt de ce fel de oameni putem da pe Discord. Origami o apelat la poliție, ceea ce e un lucru foarte ok ce făcut. Dacă o să mai aflu noutăți despre chestia asta, desigur că o să fac un video despre ea și o să vă mai spun detalii, dar până atunci a Cam asta a fost tot. Să aveți grijă întotdeauna la oameni de genul. Discordul e plin de oameni dubioși. De aia vă zic pentru siguranța voastră când sunteți într-un grup de Discord. Aveți mare grijă cu cine vorbiți, că nu toți oamenii sunt la fel cum ați crede că îi vedeți. Cam asta a fost tot atunci. Vă urez un salut și să fiți cât mai safe pe internet, fiindcă internetul nu este deloc safe. Eu am fost Timo și salut!